Odată cu sezonul rece au apărut și virozele, mai ales în rândul copiilor. Profesorii spun că se observă un absenteism ridicat din cauza virozelor de sezon. Deși este perioada în care cei mai mulți dintre noi suntem predispuși la îmbolnăvire, vaccinul antigripal nu a fost deocamdată comandat și se preconizează că vaccinarea antigripală va începe în luna octombrie. În unitățile de învățământ, numărul elevilor răciți este tot mai mare. Încă de la începutul anului școlar, dascălii au discutat cu părinții și le-au explicat că este mai bine să-i țină pe copii acasă atunci când sunt bolnavi. Mulți s-au conformat, alții însă au continuat să-i aducă pe copii răciți la școală. Copiii nu au voie să vină la școală în cazul în care prezintă simptome, decât după ce ajung la medicul de familie sau medicul școlar și li se dă girul de a se reîntoarce în colectivitate. Eu cred că la nivelul clasei mele au înțeles în general, pentru că am avut așa perioade de 2-3 zile în care copilași cu simptome strănut, tuse, ochii înlăcrimați, au stat acasă și s-au reîntors după ce medicul de familie a confirmat că se pot reîntoarce la școală. La unitatea noastră de învățământ, părinții au fost informați încă de la începutul școlii, mai precis de la ședințele cu părinții organizate de către colegii mei, învățători și profesori diriginți, ca la apariția unor simptome în ceea ce privește răceală, gripă sau alte simptome specifice infecției cu COVID, pentru că încă nu s-a încheiat pandemia, să meargă la medicul de familie sau la medicul școlii pentru a face un triaj, o evaluare a stărilor de sănătate. Cei de la Direcția de Sănătate Publică nu au date clare în privința numărului copiilor bolnavi. Încă așteaptă informații de la medici. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din județul Mehedin spun că nu ne pot oferi detalii despre situația virozelor din școală la acest moment, deoarece, aparent, medicii nu au raportat o situație în acest fel. De asemenea, nici dozele de vaccin antigripal nu au ajuns în județul Mehedin pentru că acestea nu au fost comandate. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică dau în continuare vina pe medicii de familie care nu au raportat numărul de doze de care au nevoie. Vaccinul antigripal ar fi putut deveni o armă împotriva virozelor, însă deocamdată cei de la DSP nu au comandat dozele necesare. În școli avem un absenteism destul de mare acum din cauza acestor viroze respiratorii, iar persoanele vârstnice și cele care au o serie de comorbidități pot să fie afectate destul de sever de aceste viruse. DSP-ul ne-a cerut cu anticipație destul de mare un necesar de vaccin. Fiecare medic de familie estimându-și numărul de solicitanți și noi am transmis în timp util necesarul de vaccin pentru fiecare localitate, pentru fiecare medic de familie. Din păcate, în niciun an nu am primit vaccinul la timp, atunci când am solicitat noi și atunci când se preconizează că vor fi cele mai multe îmbolnăviri. Părinții sunt rugați de către cadrele didactice ca la primele simptome de răceală să-i ducă pe copii la medicul de familie și să evite să-i aducă în colectivitate dacă nu sunt vindecați.